Continuăm cu alte știri. Un nou val de căldură face prăpăd în Europa. Grecia a fost cuprinsă din nou de flăcări, iar Franța și Italia au emis cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni. În unele zone, temperaturile ar putea atinge chiar și 42 de grade Celsius. În cadrul vizitei sale la Atena, președintele Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova este gata să detașeze în Grecia 56 de pompieri ca să ajute la stingerea incendiilor. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe îndeamnă cetățenii moldoveni să evite călătoriile în zonele afectate. Peste 60 de incendii de vegetație au izbucnit în Grecia în ultimele zile. Doi oameni au murit, iar sute de pompieri luptă cu focul pe zeci de fronturi. Cel mai mare focar este în nordul țării, în regiunea orașului Alexandropolis. Aseară s-a decis evacuarea parțială a Spitalului General de acolo, ca măsură de precauție. Din cauza fumului, locuitorii orașului au fost îndemnați să stea în casă cu ușile și ferestrele închise. Tot în nord, la Cavala și Rodopi, au ars case. Pădurile și culturile au fost reduse la cenușă. Un alt incendiu a izbucnit în centrul Greciei, la nord de Atena. Ερχόμαστε στο σπίτι εκεί πάνω που ήταν που ξεκίνησε η φωτιά, έχει πάρει τελείως, δεν έχει τίποτα. Και τώρα και φαίνεται, άμα δείξετε εκεί φαίνεται. Όλο, και τώρα κατεβαίνει προς τα κάτω, σε όλο το χωριό. Γιατί η ανάφλεξη είναι κάτι λογικό, μας τα μαθαίνουν στο σχολείο αυτά τα πράγματα, θα έχουν γίνει πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Πράγματα είναι τραγικά, το μόνο που χρειάζεται είναι προσευχή αυτή τη στιγμή και βροχή. Φωτιά, μόνο φωτιά, τι να δούμε. Μόνο φωτιά. Μπορούσε να κάνει, ήταν τόσο δυνατός ο αέρας, δεν μπορούσε να κάνει κανένας τίποτα. Situația se complică și în alte țări europene. După ce temperaturile înalte au provocat incendii pe insula spaniolă Tenerife, Franța și Italia au emis cod roșu de caniculă. La Lyon sunt așteptate 38 de grade Celsius la umbră, iar la sud chiar și 42 de grade, cu aproximativ 10 grade mai mari decât media sezonieră. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'on est obligé de sortir très tôt le matin et même là tôt le matin, il fait déjà extrêmement chaud, puis occuper les enfants par ces températures, c'est un petit peu galère. Mais bon, bah, on vit enfermé chez nous, les volets fermés, et puis on essaye de survivre. Puis on aère le soir, surtout. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mes parents, quand on allait se promener à droite à gauche, plutôt en ville ou pendant la période estivale, 30 degrés, c'était vraiment le pic maximum. Il faisait très chaud. Mais au jour d'aujourd'hui, 30 degrés, c'est pratiquement rien du tout par rapport aux chaleurs. Și sudul Italiei are parte de temperaturi extreme în aceste zile. La Roma, mercurul din termometre a urcat deja la 38 de grade Celsius. Totuși, unii turiști spun că sunt gata să înfrunte temperaturile înalte de dragul locurilor frumoase din peninsulă. Chez nous, en France, il fait aussi chaud, mais en Italie, on préfère supporter la chaleur parce que on a beaucoup de choses à voir, des monuments, enfin Rome est une ville magnifique et la beauté de ce qui nous est donné à voir nous fait supporter cette chaleur. In Germany, it's not so hot and it's rainy and it's stormy, and here it's really hot for me because I'm not used to this weather, and I have sun allergies. That's why I have to put always my sunscreen. Meteorologii spun că vremea caniculară se va potoli abia la sfârșitul săptămânii, când temperaturile ar urma să scadă și sunt așteptate ploi.